400.000 de lei au obținut prin înșelăciune doi deținuți de la o femeie care muncea în Israel. Unul dintre indivizi a cunoscut victima pe rețelele de socializare, unde și-a creat un cont fals. Acolo avea loc și comunicarea cu femeia, căreia individul îi spunea tot felul de istorii, astfel că în decursul unui an aceasta i-a trimis diferite sume de bani celui care între timp i-a devenit iubit. Femeia a înțeles că ajunsese într-o schemă de escrocherie, așa că bărbatul va trebui să-i ramburseze tot ce a primit și să-i dea pe deasupra 100.000 de lei prejudicii morale. Potrivit PC Cox, schema a fost aplicată în penitenciarul numărul 1 Taraclia de doi colegi de celulă, originari din Ștefan Vodă și Cantemir, cu vârste de 30 și 32 de ani. Unul dintre ei a cunoscut victima pe rețelele de socializare după ce și-a făcut acolo un profil fals. Relația virtuală a durat aproximativ un an. Ulterior, femeia a fost contactată de către cel de-al doilea condamnat, care a pretins că este prietenul iubitului ei, care ar fi fost spitalizat urmare a unui accident și are nevoie de un împrumut pentru o intervenție chirurgicală. Victima a transferat inițial în două tranșe 4.000 de dolari, apoi au urmat alte sume solicitate, în total 12 transferuri timp de un an. Mai apoi, așa zisul iubit a comunicat că are nevoie de bani ca să achite serviciile unui avocat, dar și daunele provocate victimelor așa zisului accident. Femeia a înțeles că a fost trasă pe sfoară după ce a revenit acasă, dar iubitul tot amâna ziua întâlnirii. El a denunțat autorităților care l-au obligat să întoarcă cei 400.000 de lei și să-i achite 100.000 prejudicii morale. Hotărârea instanței este însă cu drept de atac. Primul dintre inculpați, care riscă și 10 ani de pușcărie, ispășește deja o pedeapsă pentru o escrocherie similară, dar și pentru omor intenționat și tâlhărie. Iar cel de-al doilea, care riscă 8 ani după gratii, executase deja o sentință pentru că a provocat vătămări grave unei persoane care au dus la decesul acesteia.